ce s-a întâmplat cu canalul lui Ilies Vlogs. Toată lumea se întreabă chestia asta în ultimele zile pentru că se pare că au apărut niște mari modificări pe canalul lui. Toată lumea vorbește despre chestia asta și toată lumea se întreabă ce s-a întâmplat de fapt cu canalul lui Ilies Vlogs. Și a toate videoclipurile și a renunțat la drepturile de autor asupra canalului, vânzând canalul către altcineva sau pur și simplu și-a pus toate videoclipurile pe private, fiind pur și simplu un uh, marketing stunt menit să îl crească în uh, relevanță, să redevină relevant pe YouTube și să îi busteze un pic numărul de oameni care se uită activ la el. Ei bine, toată lumea își pune întrebările astea și eu mi-am pus întrebarea asta pentru că nu știm exact ce s-a întâmplat, dar putem să speculăm un pic și vă voi spune în acest videoclip părerea mea alături de părerea celorlalți youtuberi care au făcut videoclipuri de genul ăsta, mai mult sau mai puțin clickbait, eu vă voi spune clar părerea mea despre ce s-a întâmplat sau ce ar putea să se fi întâmplat și ce prevăd că se va întâmpla. Dacă vă place videoclipul, nu uitați să lăsați un like sau dacă nu v-a plăcut, lăsați un dislike, dar la final, după ce ascultați și părerea mea și de asemenea aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii de dedesubt. Hai să începem un pic. Dacă căutăm Ilies Vlogs în search barul de pe YouTube, Găsim aici primul canal, primul link, de fapt linkul către canalul lui Lilies Vlogs. Vedem că nu mai are nici o poză de profil. De fapt are o poză de profil, dar poza de profil este albă, simplă. Deci are o poză de profil, nu și-a poză poza de profil și-a modificat poza de profil. Are încă descrierea veche, nu mă interesează să fiu cel mai bogat om din cimitir, pentru mine contează mai mult să mă duc la culcare seara și să pot spune că puncte, puncte, nu știm exact ce urmează, pentru că dacă vom intra imediat pe canalul lui, vom vedea că descrierea este alta. Vedem că încă are 1.292.000 de abonați aproape, și că încă are canalul verificat. Asta este foarte important. Și vom vorbi imediat de ce este foarte important acest, acest aspect. Mai apoi vedem videoclipul lui Sucre cine este de fapt Ilie Vlogs Face Reveal, de acum două zile, cu 162, aproape 163, de vizualizări. Vom vorbi imediat și despre acest videoclip, pentru că unii spun că acest videoclip ar fi motivul pentru care Ilie Vlogs s-a lăsat de YouTube, ceea ce este de-a dreptul stupid, dar vom vorbi. Și alte videoclipuri relevante cu păreri foarte bune, de exemplu, videoclipul lui Lamisto are niște păreri foarte bune și chiar vă recomand să vă uitați și la acest videoclip. Vă recomand să vă uitați și la videoclipul lui Sucre, este un videoclip extraordinar de bun, în stilul lui, bineînțeles, dar este un videoclip foarte bun. Și, bineînțeles, diferite alte videoclipuri cu canal închis, screen și așa mai departe. Bun! Haideți să vorbim un pic despre părerea mea despre chestia asta. În primul rând să intrăm pe site-ul lui. Vedem că avem o poză albă, așa cum am spus nu, există, nu este o poză sau lipsa unei poze, pur și simplu este o poză albă și un banner Mother Yuckers New Episodes Wednesday. Lumea spune că și-ar fi vândut canalul uh, unui alt youtuber, probabil străin, și acesta are o serie uh, și astfel s-a retras uh, Ilies Vox de tot de pe, de pe YouTube. Dar eu zic că nu e așa. Pur și simplu este o poză care mă duce cu gândul la două lucruri. Unu, ori canalul i-a fost spart, i-a fost hăcuit și cineva i-a deturnat canalul, a schimbat poza de profil și poza de banner și a pus toate videoclipurile pe private sau cine știe, poate doamne ferește, chiar i le-a Sau pur și simplu este parte din media, multimedia, mă, media standul lui, să creadă lumea că s-a retras sau că și-a vândut canalul și pur și simplu el astfel să devină relevant, să fie din nou ca subiect în trending, doar pentru că lumea vorbește foarte mult despre chestia asta. Și în momentul în care el revine să fie un wow, a revenit Ilies super tare, hai să ne uităm din nou la el pentru că cine știe poate aduce ceva nou. Într-un videoclip pe care l-am văzut în videoclipul lui Sucre, Uh, el zicea că nu este nemulțumit deloc de conținutul pe care îl face și că îi se pare garbage, gunoi în limba română. Uh, unii sunt mai de acord, alții sunt mai puțin de acord, nu contează, nu-i părerea mea sau nu-i treaba mea să-mi dau cu părerea aici. Noi vorbim un pic doar despre ce cred eu că s-a întâmplat cu acest canal. Uh, deci, faptul că, sau ideea cum că acest canal a fost deturnat, a fost hăcuit și cineva pur și simplu a preluat parola și cu username-ul acestui canal, mi se par puțin probabile. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă își lăsa aici Instagram-ul. Deci, un om care deturnează un canal, șterge videoclipurile sau le pune pe privat, schimbă tot ce înseamnă element de branding și de asemenea nu lasă, frate, linkul către Instagram-ul lui, pentru că dacă dăm aici click, ne duce către Instagram-ul lui Ilias Vlogs, care este încă activ, ultima postare fiind acum 22 de ore. Apropo, a fost ziua lui acum 22 de ore, ieri, se pare. Un alt motiv care mă face să mă gândesc că este doar o farsă de-a lui sau este doar o idee de-a lui ca să-și boosteze din nou canalul și relevanța pe internet. Zic și eu, canalul este încă activ, ăsta, profilul de Instagram, și n-a făcut niciun anunț pe profilul de Instagram. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, să zicem că a fost deturnat canalul sau a fost hăcuit canalul, cu siguranță anunța pe, acest, pe orice mediu de socializare în afară de YouTube. Dar se pare că nu a fost cazul. Cât despre videoclipuri. Dacă au fost șterse sau nu, sau au fost puse pe privat, nu putem spune pentru că de la o vreme YouTube-ul în momentul în care spui un videoclip pe privat, îți șterge numărul de vizualizări de la acel uh, numărul de vizualizări totale, respectiv numărul de vizualizări pe care acel videoclip le avea. Dacă ne uităm un pic pe Social Blade, vedem aici că pe lângă numărul imens de oameni care s-au dezabonat, avem și un număr incredibil de mare de vizualizări pe minus. Minus 303 milioane 523.912. Uh, cu un video view, nu știu de unde exact. Uh, Asta înseamnă că toate videoclipurile lui au fost puse pe privat sau au fost șterse. Nu avem de unde să știm pentru că acest videoclip, videoclipul recent pe care ne-l oferă Social Blade-ul, nu există. Am încercat să caut playback-a ul acesta, să găsesc cumva ce videoclip era și să observ dacă era uh, pe private sau dacă este șters. Nu-mi oferă YouTube-ul prea multe informații, nu am găsit nici prea multe informații. Înainte de a începe acest videoclip, am căutat un pic să văd dacă se poate găsi ceva. Nu se poate găsi, din păcate, poate cineva știe, eu nu am reușit să găsesc. Prin urmare, în cazul cel mai bun pentru cei care îl susțin pe Elias Vlogs. Videoclipurile au fost puse pe private, în cazul cel mai cel mai rău, videoclipurile au fost șterse. Însă revin, eu nu cred că videoclipurile au fost șterse, dar părerea mea finală vă voi spune, vă voi spune la finalul acestui videoclip. Bun, să revenim. Dacă mergem la... Hai să mergem la discussion. La discussion avem aici toate, toate comentariile. Dacă mergem la newest first, vom vedea aici toți care întreabă. De ce ți-ai canalul? Un milion, bravo, keep it up. Asta este acum 10 luni, dar singurul comentariu de curând este cel de la Bogdan. De ce ți-ai canalul? Bun. Uh, mai avem aici playlist channels. Nu avem acel tip de community, din câte observ. Dar dacă mergem la about, Știți că vorbeam de search-ul de aici și avem descrierea veche, aici nu mai avem descrierea. Sau se pare că avem din nou descrierea. Aici era o descriere Hello, se numea. Acum câteva ore, descrierea era Hello și atât. Acum vedem că deja revenim cu numai, interesează să fiu cel mai bogat om din cimitir pentru mine contează mai mult să mă duc la culcare seara și să pot spune că am făcut ceva minunat. For Business Inquiries, marketingglobalrecords.com Hmm interesant, pentru că acum câteva ore când am văzut videoclipul, deși nu eram în București ca să pot să fac videoclipul, aici era descrierea Hello. Interesant. Interesant și vă spun exact de ce, pentru că se schimbă foarte multe, se schimbă foarte multe lucruri în treaba asta. În continuare rămâne de părere că dacă cineva hecuia acest cont, nu lăsa linkul de Instagram. Am căutat Mother Yakers pe pe Insta, pe asta, pe, pe YouTube. Îl mai căutat și acum împreună cu voi, deși nu cred că vom găsi cine știe ce. Mother Yakers. Deci ai zice că este un alt canal și că cineva vrea să preia acest canal. Nu este nimeni cu acest branding, nu este niciun YouTuber cunoscut sau mai puțin cunoscut care să facă o serie de genul ăsta. Deci și prin urmare nu știm dacă să ne luăm sau nu după acest aspect. Eu în continuare spun că nu a fost deturnat canalul. Cât despre un canal vândut? Ei bine, cineva dacă cumpără un canal cu peste un milion de abonați, va întâmpina următoarele mari probleme și următoarele neajunsuri sau minusuri, aș putea să le spunem. În primul rând, dacă ai făcut ei un canal cu peste un milion de abonați, e un canal cu peste un milion de abonați români. Deci dacă nu ești român, nu ai ce face cu acei abonați. Dacă ești român și postezi pe canalul lui după o perioadă de timp, ei bine, atunci o să-ți foarte multe dislike-uri și nu merge, nu e un marketing deloc bun. Uh, S-a mai întâmplat o chestie foarte interesantă, ca lumea să uite de un canal, între timp acest canal să schimbe numele și după câteva luni să posteze ca și când ar fi un alt canal. Foarte multă lume ar primi în subbox acel videoclip, s-ar întreba de ce sunt eu abonat la acest videoclip, s-ar uita la videoclip și poate cine știe ar deveni din nou uh, fani ai noi serii, al noului YouTuber, pentru că nu foarte mulți dau click aici și se uită să vadă că scrie Ilies Vlogs. Foarte puțin se uită aici, foarte mulți se uită doar la ce nume apare aici, nume pe care poți să ți-l schimbi. Dar în momentul în care schimbi numele, dispare acest semn de verify și trebuie să ți-l reverifici. Nu e foarte greu, dar uh, e un minus. Dacă ești YouTuber străin, atunci nu ai nicio treabă cu acești 1.200.000 de oameni străini, străini pentru tine, români pentru noi, și nu te-ar ajuta cu absolut nimic. Dacă l-ar fi vândut unui român, cum ziceam, ar fi o idee, dar dacă l-ar cumpăra acum și ar reveni, de exemplu, undeva pe la jumătatea lui 2018, adică să treacă undeva șase luni lumea, să uite de toată treaba asta, eventual Elias loc să-și deschidă un alt canal și... El să înceapă să posteze aici, dar bănuiesc că un canal cu peste un milion de abonați este super scump și nu cred că merită chestia asta. Mai ziceam că sunt Câteva minusuri. În primul rând, dacă ai, dacă ții un canal cu peste un milion de abonați, nu mai primești tu play ul de un milion de abonați, nu mai primești tu play de 100.000 de abonați și nu știu cât de mult ți-ar plăcea ție dacă vrei să te ții de chestia asta. Pentru că trebuie să fii foarte determinat să cumperi un canal cu peste un milion de abonați să vrei să faci ceva. Da. Uh, ce să zic? Altceva. Mă uit aici și ziceam că este afiliat cu Global Records. Nu cred că cei de la Global Records îl lăsau. Să ștergă toate videoclipurile în condițiile în care el are un contract cu Global Records. Cred totuși că este un PR stunt. Vă spun de acum, eu asta cred. Așa, pentru cei care zic că videoclipul lui Sucre l-a făcut să ștergă canalul, Sucre nu a spus nimic neadevărat sau nimic care să-l supere pe Elias Vox, decât dacă, ai fi foarte tâmpit. dacă ești foarte tâmpit și redus mental, atunci da, într-adevăr, Uh, poți să zici că te supără ce ai zis Sucre. Dar altfel nu. Sucre a zis pur și simplu ce crede el. A zis sunt niște lucruri care sunt. Uh, care trebuie să fie acceptate pentru că sunt adevărate. și nu ar, fi, nu ar fi deloc un motiv să ștergi videoclipurile la un canal de un milion de abonați. Pur și simplu el nu mai devenea relevant. Mă refer la Ilias. Ilias Vlog nu mai era relevant deja toată lumea din 2017 s-a dus către alte videoclipuri, așa cum spunea și Sucre, toată lumea s-a dus către femeia care a spus, sau fata care a spus că nu mai este virgină și a uimit tot internetul, și anume Mimi. Toată lumea a vrut să facă colaborări cu Mimi pentru că ea era cea care putea să-ți crească numărul de abonați, vezi Marius Niculae, vezi Shelly, vezi uh, Iliez și toți alții, na, aia și deci verificată. Întreagosită de Elias Vlogs, oh my god, cât clickbait. Da. Uh, am uitat. Am uitat ce -am să spun. Așa, nu mai devine, nu mai era relevant. Și ce a zis? Frate, cum să devin eu relevant? Pentru că până la urmă ăsta este businessul meu. Am un milion de abonați și trebuie să fac bani din chestia asta. Așa că trebuie să devin eu, din nou relevant ca să fac mai mulți bani. Și mai mulți abonați. Prin urmare, voi face această chestie. Și vă spun, uh, merge. Dar nu merge tot timpul. Și este foarte riscant pentru că risc să-ți pierzi abonații și risc să nu mai să scazi, să fii și mai puțin relevant după ce reapari. Pentru că nu mai dă seama, frate, nu mai sunt proști. La început mergea în 2010, în 2009, când era YouTube, la început atunci mergea. Acum nu mai merge, nu mai deja e deșteaptă. Sau mă rog, așa îmi place să cred eu. Um, na, Cam asta e. Nu mai vin acum idei, Am, aveam foarte multe idei. Pe scurt, ca să facem așa un rezumat, Sucre are un videoclip foarte bun pe care vă recomand să-l vedeți. Merită și nu este un motiv ca Ilies Vlog să renunțe la canal. La mișto are un videoclip la mișto și vă recomand să-l vedeți. Ilies Vlogs nu cred că și-a vândut canalul, nu cred că i-a fost hăcuit canalul, Cred pur și simplu că este un PR stunt. Cred că videoclipurile sunt de fapt pe privat și că peste câteva săptămâni sau luni va reveni în forță, poate cu un alt nume, poate cu un alt conținut, se va reinventa, ceea ce ar fi bine pentru el și relevanța lui poate va crește. Poate. Un mare semn de întrebare și poate cu caps lock. Nu știu ce să spun de chestia asta. Oricum, părerea mea este că este un PR stunt. Cei de la Global Records nu cred că lăsau pe el să, să ștergă și toate videoclipurile pentru că el are un contract și trebuie să facă niște videoclipuri. Și... Treaba asta este doar așa de formă, de fațadă. Și a postat Instagram aici. Nu pot să zici că i s-a întâmplat ceva rău pentru că a postat acum 20-22 de ore. A fost ziua lui. Prin urmare, tot ce trebuie sau tot ce este asta este un pure stunt și menit să-i crească lui un pic din, din relevanță. Asta este părerea mea. Social blade stats. <laughs> avem și social blade pe chestia asta, avem foarte mulți follower-uri în, în ultimele zile. Da, fraților. Cam asta este și părerea mea despre ce s-a întâmplat cu canalul lui Elias Vlogs. Aștept și părerea voastră în secțiunea de comentarii de mai jos. Un like dacă v-a plăcut părerea mea și dacă v-a plăcut videoclipul. Un dislike dacă nu v-a plăcut videoclipul. E treaba voastră, eu sunt foarte curios de părerile voastre. Pro, contra, bune, rele. Cât timp sunt în limitele bunului simț, atunci le accept cu cel mai mare drag. Bun, discutăm pe tema asta în secțiunea de comentarii. Eu sunt Cosmin, salutare!